Cătălina, așadar, o medalie de aur care e mai importantă decât celelalte de la europene pe care le-ai câștigat până acum. Ai așteptat mult acest european de la Cluj, un european în care să concureze în fața românilor, în fața suporterilor tăi. Este o medalie foarte importantă pentru mine și o medalie care probabil va intra în medaliile care au fost de vârf ale mele și în primul rând mă bucur că am reușit să concurez în fața românilor, chiar dacă au fost mici probleme de sănătate, mă bucur că am reușit să mă adun, mă bucur că am avut niște emoții până la urmă constructive pentru mine și că am reușit să-mi fac integralul exact așa cum știu. Ai strâns foarte mult de tine în perioada asta și acum, iată, ești foarte, foarte fericită și lucrurile negative le-ai lăsat la o parte. Acum ești campioană europeană la tine acasă. Da, din păcate sau din fericire, că nici nu știu cum să spun, nu eram la fel de emotivă și să încep să plâng la un campionat european pentru o medalie de aur. Poate că eram și obișnuită, dar într-adevăr am strâns multe și am muncit foarte mult pentru această medalie. Mi-am dorit-o din tot sufletul și va rămâne una din cele mai importante pentru mine. Se simte imnul României, se aude imnul României altfel aici în România când se cântă, când ești acolo sus pe cea mai înaltă treaptă a podiumului? Ieri când a cântat imnul României pentru Marian, mi-am dorit din tot sufletul să cânte și pentru mine și am vrut să mă țin de cuvânt, în primul rând să-mi dovedesc mie că reușesc să fac acest lucru. Sunt extrem de fericită și sper ca acest lucru să fie un mic pas pentru mondiale și de acum încolo să-mi dea încredere să merg mai departe cât mai bine. Ce ți-ai spus astăzi când te-ai trezit în ziua concursului, în ziua finalei? Cum a fost dimineața asta pentru tine? A fost ca oricare altă dimineață, doar că m-am uitat în oglindă și am zis poți. Domnul Pedru spunea ceva mai devreme. Ce mesaj ai pentru public? Publicul a fost extraordinar, a fost minunat, deci cred că este una din cele mai frumoase senzații să concurezi în fața publicului tău și să îți exclame numele așa cum au reușit ei să o facă pentru mine. Domnul Pedru povestea ceva mai devreme că după ce a încheiat exercițiul la Bârnă, a părăsit zona VIP-ului, știa că ești campioană europeană și ți-a transmis un singur lucru, să continui atât cât crezi tu de cuvință că poți să faci și cât ai tu putere în corp să faci gimnastică, să faci pentru că merită. Domnul Belu pentru mine este un om extraordinar, e un om special și atât dânsul cât și doamna Mariana au fost alături de mine aici, au încercat să mă încurajeze atât cât au avut, cât au putut și cât am avut eu nevoie. Le mulțumesc din suflet. Faptul că domnul Belu a ieșit afară din sală după exercițiu nu mă miră, pentru că de obicei el nu se uită la exercițiile mele, eu mă mir că a reușit să se uite. De obicei el se întoarce cu spatele sau scrie ceva sau, nu știu, se întâmplă orice altceva decât să se uite la exercițiu, pentru că are emoții. Ai o relație specială cu Nadia Comăneci. A fost un moment special pentru tine ca Nadia să-ți îmâneze medalia de aur. Este normal să fie un moment special, în primul rând pentru că mi-a fost idol. Acum este și prieten și susținător și tot ce îmi doresc. Este un om extraordinar și ne bucurăm cu toții că a reușit să vină aici și să fie alături de noi. Și ultima întrebare, Cătălina, 2020, 32 de ani, vei avea atunci Olimpiada de la Tokyo? Hai să o luăm pas cu pas, în primul rând să fie sănătate. Să ne gândim mai departe acum, pentru că deja bucuria s-a terminat. Au fost câteva minute, câteva secunde atunci pe moment, acum trebuie să intrăm în sală, să muncim mai mult, pentru că avem un campionat mondial. Cui dedici această medalie? Tuturor românilor și în special părinților mei care mi-au fost aici alături. Mulțumesc.